Chiar în centrul capitalei se află o stradă neasfaltată de ani buni pe care trec zilnic mii de oameni, printre care și mulți turiști. Ne aflăm pe strada Mavrogheni Nicolae, care este plină de bălți și de gropi. Deși pare greu de crezut, aceasta se află la mai puțin de 50 de metri față de kilometru zero al capitalei. Iar cazul nu este singular. În fiecare sector există străzi de pământ. Spre exemplu, în cartierul Anricoandă, jumătate amplasat pe teritoriul sectorului 1 și jumătate pe cel al orașului voluntar din județul Ilfov, șoferii sunt nevoiți să facă slalom printre obstacole. Potrivit panourilor de pe șantier, autoritățile ar fi trebuit să le asfalteze încă de acum 4 ani. Minunat, GPS-ul ne-a băgat pe aici. Și cum e? Plin cu denivelări. Dar vi se pare normal într-o capitală europeană? Nu mai e nimic normal în ziua de azi. Statisticile făcute în urmă cu 2 ani arată că în București erau peste 60 de străzi neasfaltate, iar în cartierele recent construite în localitățile din Ilfov sunt chiar sute. Bani europeni! Una dintre situațiile revoltătoare se regăsește în comuna Mogoșoaia, unde după ce un cartier exclusivist a fost complet asfaltat, străzile au fost distruse ca să poată fi realizate rețelele de utilități. Când plouă e dezastru, nu mai există asfalt, totul e fărâmat, numai noroi peste tot. Înțeleg, faci o lucrare, dar după te ocupi și de reabilitare. Praf, ne rupem mașinile peste tot. Ce să zicem, dezastru complet peste tot. Specialiștii în administrație publică spun că s-a ajuns în această situație din cauza primăriilor care emit autorizații de construire fără să respecte cele mai elementare norme de urbanism. Mai sunt însă și alte cauze. Localitățile s-au extins, populația a crescut, dar resursele locale au rămas acelea sau puțin mai mari, însă insuficiente pentru a putea interveni și a acoperi toate nevoile localităților. Pentru București eu nu găsesc nicio explicație. De ce astăzi avem străzi neasfaltate? Pentru că nu poate exista nici explicația lipsei de resurse, nici a lipsei de proprietate. Potrivit ultimelor date ale Institutului Național de Statistică, la nivelul României sunt din pământ și pietriș 18 km din drumurile naționale, peste 1400 din cele județene și peste 6500 de km de drumuri comunale.